se consideră matricele A mare egală cu 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Da? Așa ceva, atenție, se mai cheamă matrice triunghiulară. O matrice care ori deasupra, ori sub diagonala principală are numai 0 ori. I mare 3, matricea unitate, o știți toată lumea, cu 1 pe diagonala principală și 0 rest. Și B mare, nu mai scriem, da? Și B mare egal cu matricea 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Și asta e tot matrice triunghiulară, observat, sub diagonala e numai 0. Se notează cu x ori x cu x pătrat. Amic. Să se verifice că A mare este I3 plus B. Păi, ce fac? Plec de la I3 plus B. Da? Cine era I3? Repet, 1, 1, 1 pe diagonală și 0 în rest. Da? Și o adun cu B-ul. Adunată cu matricea B. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Cât face asta? Păi cum se adună două matrice? Elementele corespunzătoare. Primul cu primul, al doilea cu al doilea, al treilea cu al treilea, iarăși primul cu primul de pe a doua linie. Deci 1 și cu 0 face 1, 0 și cu 1 face 1, 0 și cu 1 face 1. 0 și cu 0, 0, 1 și cu 0, 1, 0 și cu 1, 1. 0 cu 0, 0 cu 0 și 1 cu 0, cât fac? 0, 0, 1. Cine este asta? Ia uitați-o, este exact A. Da? Și asta era primul punct. B. Să se calculeze suma A pătrat plus B pătrat. A pătrat plus B pătrat. Păi asta dacă pot să o fac într-o mie de moduri. Fie să calculez pe A pătrat și pe B pătrat, fie de exemplu să folosesc formula asta, dar tot o să trebuiască ca să nu calculez decât un singur pătrat. Da? Deci metoda 1, calculați A pătrat și B pătrat. Da? Asta la pătrat, asta la pătrat. Metoda a doua, nu mai stau să o fac, n-are rost să pierdem timpul cu asta. Metoda a doua, știți toată lumea să faceți o mulțime de matrice. Atenție, știu că A este minunea asta. Și atunci zicem A pătrat plus B pătrat egal cu I plus B la pătrat plus B pătrat. Atenție, binomul A pătrat A plus B la pătrat egal cu A pătrat plus 2AB plus B pătrat merge numai dacă legea e comutativă. Adică dacă A ori B egal cu B ori A. Pentru că el de fapt vine A pătrat plus AB plus B, A plus B pătrat. La matrice nu merge în general, pentru că înmulțirea matricelor nu e comutativă. În schimb, la mine, în binomul A pătrat, unul din termeni este matricea unitate. Care știm că matricea unitate mulțită cu orice altă matrice îmi dă același lucru. Da? I ori B și B ori, A, B ori I. Și atunci pot să aplic aici și zic I pătrat, care e I, plus 2IB, care e 2B, plus B pătrat, plus iarăși de aici B pătrat, adică egal cu cine? Cu I plus 2B plus 2B pătrat. Și atunci, iată, voi calcula numai B pătrat atât, nu mai calculez pe ăsta de aici, nu mai stau să mai pierd timpul și cu A pătrat, da? Și atunci, B pătrat cât este? Păi era matricea 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, ori matricea 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Și egal cu prima linie ori prima coloană. 0 plus 0 plus 0, 0. Prima linie ori a doua coloană. 0 ori 1 plus 1 ori 0 plus 1 ori 0, 0. Da? Prima linie ori a treia coloană. 0 plus 1 plus 0 este 1. A doua linie ori ăștia. Observați, 1 se mulțește numai cu ăștia de jos. Deci o să-mi dea 0 ca să nu mai pierd timpul. A treia linie e numai de 0 ori înmulțită cu ceva. O să-mi dea de asemenea numai 0. Și atunci, hai să vedem. Venim aici și spunem A pătrat plus B pătrat egal cu matricea unitate 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 plus de 2 ori B, adică de 2 ori asta. Cât înseamnă? 0, 2, 2, 0, 0, 2. Știți că un scalar, un număr real, se mulțește cu o matrice, mulțim fiecare. Da? Plus de 2 ori asta, adică 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Și hai să vedem cât dă minunea asta. Egal. Păi, cum adunăm matricele? Porțile corespunzătoare, da? 1 și cu 0 și cu 0, 1. Formă 0 și cu 2 și cu 0, 2. Pardon. 0 și cu 2 și cu 2, 4. Pe urmă, 0 cu 0, 0. 1 și cu 0, 1. 2, 0, 0 și 1. Ăsta este A pătrat plus B pătrat. Da? Bun, ce mai întrebe? Ce?
să se calculeze inversa matricei A mare la pătrat. Să se calculeze inversa matricei A mare la pătrat, adică A pătrat la minus 1. Da? Bun. Păi, ia să vedem asta. Păi, atenție, A pătrat la minus 1 pot să o fac în mai multe feluri. Știu că A pătrat la minus 1 este A la minus 1. Totul A pătrat este același lucru. Da? Pe de altă parte, atenție, știu că o matrice este inversabilă dacă și numai dacă determinantul este diferit de 0. Dar determinantul lui A este cât? Cine era A? 1, 1, 1, pardon, aici, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Corect? Bun. Determinantul, atenție, dacă faceți cu regula lui Sarus, uite, hai să-l facem așa, că mai recapitulăm cu ocazia asta, este egal cu, am produsul elementelor de pe diagonala principală 1 plus 0 plus 0, da? Produsul elementelor de pe secundară și la fel paralel la acestea, deci minus 0, minus 0, minus 0, egal cu 1 diferit de 0, deci există A la minus 1. Da? Și acum, atenție, pot să-l fac fie pe A pătrat la minus 1, fie pe A la minus 1 totul la pătrat. Da? Este același. Hai să-l facem pe A la minus 1. Uite, deci îl mai scând cu atât pe A. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Nu mai pierd timpul să mai caut pe aici. Știu ce șmecherii, de unde să-l scot pe A la minus 1. El se poate scoate din acest I plus B3, să vedem cât îmi dă, că B pătratul ăsta îmi dă frumos și aia în sfârșit, da? Pierdem timpul, da? Facem pa. Cum se face inversa unei matrice? Transpus. Deci prima linie devine coloană, a doua linie devine coloană, a treia linie devine coloană, da? După care facem reciproca. Vă aduc aminte cum se făcea reciproca. Se făceau complemente algebrice ai fiecărui element din A transpus, adică minorii care se obțin prin tăierea liniei și coloanei fiecărui ea dintre cele 9 elemente din A transpus și mulții cu, noare, cu un semn. Care sunt semnele? Erau, semnul acela era minus 1 la I plus J. I plus J, să nu vă bateți de capul de unde vine semnul ăsta, suma asta I plus J, ziceți așa, domnule, toți complemenții de pe diagonala principală sunt cu plus, a priori, după aia vedem noi cu ce vine și minorul, de ce? Că I egal cu J. După care lângă un plus e minus, lângă un minus e plus. Și iată, completăm, vedeți ca o poză așa frumoasă, da? Și acum hai să calculăm complemenți. Determinantul ăsta, cât este? 1 minus 0, 1. Deci avem 1. Al doilea, tăiem linia coloana, cât e determinantul? 1 minus 0, 1. Tăiem linia, tăiem coloana, 1 minus 1 este 0. Tăiem linia, tăiem coloana, 0 minus 0, 0. Tăiem linia, tăiem coloana, ia uitați, 1 minus 0, 1. Tăiem linia, tăiem coloana, 1 minus 0, 1. Tăiem linia, tăiem coloana, 0 minus 0, 0. Tăiem linia, tăiem coloana, 0 minus 0, 0. Se vede de altfel că mai sunt determinanți cu o linie și o coloană de 0, da? 0. 1 minus 0, 1. Prin urmare, ăștia, ăsta e A reciproc. Deci A la minus 1 este cine? Această matrice împărțită la determinantul lui A. Deci 1 pe, 1 pe determinantul lui A ori reciprocă. Adică egală cu cine? Împărțit la 1. Deci rămân la fel. 1 minus 1, 0. 0, 1 minus 1. 0, 0, 1. Și acum să facem ce? La pătrat. O ridicăm pe asta la pătrat. A la minus 1 totul la pătrat. Da? Repet, care e același lucru cu A pătrat la minus 1. Da? Este egal cu asta ori asta. Deci egal cu 1 minus 1, 0, 0, 1 minus 1, 0, 0, 1 ori 1 minus 1, 0, 0, 1 minus 1, 0, 0, 1. Și hai să vedem, mulțim linia și coloana, da? 1 plus 0 plus 0, 1. Minus 1, minus 1, minus 2 și cu 0, minus 2. 0, 1 și cu 0, 1. Pe urmă. 0 cu 0 și cu 0, 0. 0 și cu 1, 1 și cu 0, 1. 0, minus 1, minus 2. 0, 0, 0, 0.
și 1. Asta este matricea noastră. Da? Și cu aceasta, A la minus 1 la pătrat.